Dar să muncă așa cum a spus Biblia informat, eu nici cu 10 minute înainte n-am știut că voi pleca la Montreal. Mi s-a făcut dor să vă văd. Slăvit să fie Domnul. Și atunci am telefonat într-o două locuri, nu era chip, și mi-a dat aminte și am telefonat la sora Marcela. Aia când mă întreabă, cum zice ea, care e năcazul, ticule? Nu-i năcaz. Încă n-are. Ce anume? Aș vrea să mă duc la Montreal, mai pe cineva acolo. Stai un pic! Și după câteva minute, dă telefon că fratele Cornel deja era pe drum către Montreal. Făcuse poate o 40-50 de kilometri. Și îi telefonează, fratele vostru am vrea să meargă, poate un mă întorc înapoi. Și îmi dă telefon, pregătește-te că vine. Așa m-am pregătit, că ne-am luat costumul ăsta, l-am pus într-o valiză, o pijamă, nimica toată, medicamentele, și încolo nici nu m-am dezbrăcat. Cum am fost acasă, așa am venit, că nu m-a fost timp de mai multe. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dar mă bucur că am sosit. Mă bucur, cum v-am spus, că Dumnezeu ne-a păzit de accidentul ăla care putea să fata. Cel puțin pentru cei din mașină care vine cu atâta viteză către noi pe contrafență. Și Dumnezeu ne-a ocrotit. Mărească să Domnul! Amin. Ne-am adus aminte că cândva, de mult de atunci, într-o duminică seară, frații de aici ziceau că toată săptămâna fac evanghelizare și joi să viu la evanghelizare. Și am rugat atunci pe frați, numai așa voi putea veni dacă veți sta în post și în rugăciune, ca să pot veni. Ca mentre le-am, voi fi cuprins într-un accident și nu-i putea veni. Dică besoi. Păi nu știi că de acum ce va fi pe joi. Să veniți. Dar dacă vă veți ruga, păi ajunge. Ce credeți într-un loc de autorută, cum zice, 401, drumul mergând încolo era aici și ăsta venind încoace era aici. Și apoi coborea așa o pantă și șanț dulce și ăștia veneau către Montreal, din jos mai era o rită și pădure așa. Un nor a trecut și a lăsat ploaie pe un frig de cel puțin 15-16 grade minus, dacă nu mai mult. Cum a căzut ploaia jos, cum a înghețat toată și asfaltul nu s-a udat. Asfaltul s-a păstrat coloarea și gheața deasupra era groasă de numai. Dar nu vedeai, vedeai asfaltul prin gheață. Nu vedeai prin gheață. Vreau să viu și am zis că te băieți, cine vrea să mă ducă la Montreal? Eti, zice, eu te duc. Bă, care-i mașina ta? Uite asta, nu te dezdeți asta. Eu nu mă duc cu asta. Asta merg cu fundul ca pe jos. Era o mașină mică, sport. Eu dacă mă duc în 20-20 până la Montreal, acolo trebuie să mă duc direct de doctor, după ce se fac cu tine. Dar era la noi, atunci, Nicula, ăla cântărețul de la Baptiști,
Eu te duc, frate Bogdan. Ce mașină ai? Oh, am o mașină bună, tractor de patru roțile și mașină mai mare. Văd mașină, văd coasa mea. Și-am pornit. Și-am venit până în locul ăla pe care v-am povestit. Aici, în locul cum a trecut, a lăsat viața aia, toate mașinile, când au intrat pe viață, neștiind unde le-au pus frână, s-au bătut de o altă. Ei de deasupra, mergând încolo, s-au uitat la ăștia cum dansează pe viață, fără să știe că și ei sunt același pericol. Și care a încercat să pună frână, mari, mici, o luat-o peste răzor și-o trecut șanțul și-o lovit pe ăștia de zvârzit dincolo către pădure. O femeie era ruptă aici, una înaintea noastră, nu știu cum, dar și fața, și spatele, și lateralele, toată era zdrobită mașina. Și ea sărmana croșeta niște lânică fină, frumoasă, și pe ea avea așa ceva, dar nu mai era cu mâncuță pe atâta. Și-o prins-o din lovitură, s-o îndoit ușa de la mașină peste ea. Bărbatul s-o forțat ușa de partea lui, dar pe ei nu a avut ce face și nu a putut o spate. Și eu, precaut, cum zis eu de multe ori, am luat o pătură pe mine. Imediat am sărit și am pus pătura pe femeia aia acolo. Și apoi au venit și pe sus elicoptere, și pe jos armată, și pompieri, și salvări. Doamne, ce-a fost acolo? Eu m-am luat cu un Alex pe drumul înaintea noastră, nu puteai pleca, să vedem ce înainte. 64 de mașini erau zdrobite. Și ăștia, pompierii și salvările cu foarte și din alea au automate tăia la mașini ca în brânză. Și așa tăia mașina aia care era doamna aia prinsă, prapă făcută de o scopătare de acolo. Dar Dumnezeu pe noi ne-a salvat. O palmă mai aveam și intram sub tontir. Din spate, alții s-au oprit la o palmă de noi și noi am rămas nevătămați. Postul și rugăciunea are putere. Slăvit să fie Domnul! Dar în spate, cine știe câte mașini s-au bătut de o altă, pe deasupra și așa mai departe. Într-un grozav accident am fost salvați datorită faptului că v-ați rugat, sigur că de nu, eram și eu prins acolo. Măriți să fie Domnul! Amin. Acum am venit și sigur satana plănuia acum accident. Dar Dumnezeu ne-a salvat. Amin. Glorie Domnului! Amin. Ce să vă spun? O minune creează posibilitatea altor minuni. Dar bine ar fi să se roage biserica așa cum s-a rugat cei din fapte, zicând, Părinte, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce e în ele, rugăciunea de fond, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu îndrăzneală, ca să se facă semne, vindecări și minuni prin mâna robului tău, Iisus. Mărească-să numele Domnului. Amin. Numai cuvântul scrie că toți și-au ridicat glasul și s-au rugat aceeași rugăciune. Noi de multe ori
cum a fost și cazul acum, ne rugăm pentru aia, pentru aia, pentru aia. Și câte un frate mai amintește cele amintite pentru rugăciune. Dar majoritatea, gata, rugăciunea cât o fie de lungă cu adunarea, dar nu pomenește pe niciunul din cei care erau numiți să ne rugăm pentru ei. Se roagă tot pentru el. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, copiii mei, Doamne... Și așa mai departe. Noi nu suntem încă instruiți ca să cerem ce interesant. De exemplu, am făcut o rugăciune cu frață pentru fratele Zorin Gavra, care cred că astăzi o fi intrat în operație cu o tumoră la creier. Și am ascultat pe frați. Unul, doi, am amintit pe fratele Zorin. Restul s-au rugat ca totdeauna. Eu, un frate, el are catalogul lui. Bine, măcar că el mă pomenește și pe mine. Și Doamne binecuvântă pe ăla și pe ăla și pe ăla și până nu-și gata el tabelul, nici nu amintește ce trebuie pentru ce. Eu m-am rugat tot timpul, Doamne Iisuse Hristoasă, întinde-ți mâna peste Zorin și vindecă-l. Amin. Întinde-ți mâna peste Zorin și vindecă-l. Ai toată puterea în cer și pe pământ, vindecă pe Zorin. Pă ce rost avea să te rogi pentru altceva dacă rugăciunea a fost pentru Zorin? Învățați și de la Domnul Iisus, din Matei 26, rugăciunea din Ghetsimani. Ei au servit cina după apusul soarelui, ca așa scrie legea. Și apoi a ținut unele cuvântări și a cântat psalme lui David, care se cânta de obicei la fiecare Paște. Când a terminat cu toate, era ora 12, noaptea. Și atunci, cântând cântare, au ieșit și au plecat spre grădina Ghetsimani. Pe drum, scrie evanghelistul, ucenicii mereu triști, și Iisus le mai ține încă cuvântări mergând pe drum. Se preconizează că la ora 1 sosesc la poarta grădinii Ghetsimani și îi desparte, ia tricul ei și vedeți că îi oprește acolo și se roagă de la 1 până la 2. Ucenicii fiind și triști, îi apucă somnul, era toiul nopții, când la 2 termină cu scurtele cuvinte cu care se ruga Iisus și vine, îi găsește dormind. Îl mustră un pic. Petre, un ceas, o n-ai putut vechea. Și pe el alți. Vegheați și rugați-vă să duce înapoi, de la 1 până la 2. S-a terminat, acum de la 2 la 3. Să roagă din nou și iară vine și îi găsește în aceeași situație. Se duce iarăși de la 3 la 4, să roagă zicând ce? O rugăciune lungă? Nu! Ce era interesant pentru atunci? Dacă-i cu cutință, îndepartă paharul ăsta de la mine. Dacă nu, facă-se voia ta. 3 ceasuri s-a rugat cu aceleași cuvinte. Când e vorba de un interes mare, e o boală de vindecare a cuiva,
înșirați ca păgânii multe cuvinte, crezând că dacă faceți o rugăciune lungă, Dumnezeu vă ascultă. Rugați-vă stăruitor cu aceleași cuvinte. Eram odată foarte bolnav cu pancreasul, o criză mare de pancreas. Și eu înainte umblasem prin Germania cu Hans, cu David, Lăcătuș, prin bisericile pe care le păstorea Hans, fratele ăsta. Și Domnul ne-a însoțit și a vindecat unii bolnavi. Acum eu eram în Sibiu bolnav, de nu putem să mă mișc. Cum pășem, gândeai că aici dai pombaros. Și dau telefon, caut că e pe Lazareu și îl găsesc și îi spun, măi David, spune la Hans că eu sunt bolnav rău. Și am o criză grozavă de pancreas, să veniți repede să se roage și el pentru mine, că și eu m-am rugat pentru lume. Și vine Hans, s-a adunat adunarea. Și toți așteptăm acum rugăciunea pentru Hozan, de la chemat. Eu cobor încet, încet în adunare și mă pui acolo lângă amvon, pe genunchi, sprijinit de amvon. Vine Hans și pune mâinile pe mine. Doamne Iisuse, te rog, vindecă pancreasul lui Hozan. Vindecă pe fratele Hozan. Îți mulțumesc că mă asculți. Amin. Măi, Doamne, ce ispită pe capul meu. Acum eu când m-am rugat pentru alții, m-am rugat, mă, păi ăsta acum trei cuvinte. El o băga de seamă. Frate Hozan, nu te supăra. Eu așa mă duc. Dar minune am urcat fără ajutorul nimănui scările înapoi, și nu m-a mai durut până azi pancreasul. Glorie Domnului! Deci vindecarea și ascultarea rugăciunii nu stă în lungimea ei, stă în credința pe care o port. Măriți să fie Domnul! Așa a zis Apostolul. Cel ce face ungerea și rugăciunea pentru bolnav, ăla trebuie să aibă credință. Mărit să fie Domnul, nu bolnavul. Bolnavul poate avea credință, poate nu are credință. Vine, de exemplu, cum a venit unul ateu. Nu știu de Iisus, nu știu de Dumnezeu, nu știu nimic. În viața mea eu n-am participat la niciun fel de slujbă și la niciun fel de biserică. Dar trebuie să crezi în Iisus. Păi dacă zici așa, eu știu, mai trebuie să crezi că Dumnezeu a trimis pe unicul lui Fiu și a murit pentru noi. Și dacă zici așa, să crezi și eu. Mă, ce să faci cu ăla? Am zis, pune-te în genunchi, dar nu se putea pune. Nevastă s-a spus, frate, l-a ajutat de s-a pus în genunchi. Era ca o aripă de liliac. Numai pielea înșirată pe el și culoare galbenă ca capul ăla de microfon. Tot. Avea ciroză la ficat, în ultimul stat, gata de moarte. M-am rugat pentru el și am strigat, Iisuse! Omul ăsta nu te cunoaște, dar tu-l cunoști. Vindecă Iisusă! După două, trei strigăte, am văzut în numele obrajului că s-a bește, se roșește. Ia-mi. Dar el se scoală singur acum de pe genunchi și ies afară. M-am gândit așa față cancerul și bolile astea grozave. Înainte de moarte îi dă un pic de curs. A ieșit și eu după el, cu coborul treptele, căsă.
ce faci? Eu nu mai am după acesta, deci eu sunt ca un copil nou născut. Și așa a rămas, slăvit să fie Domnul. Prin urmare, rugați-vă stăruitor când vă rugați pentru cineva și Dumnezeu să facă minuni în biserica asta. Cum s-au rugat apostolii? Rugați-vă toți. Așa o rugăciune cu putere apoi să se zguduie casa asta și Domnul să asculte din cer. Amin. Suntem în fața unui episod, a unei evanghelii, să spun așa, a unei veste bună. Un olog din naștere. Știți câți ani avea ologul ăsta? Scrie aici, în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, că omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani, versetul 22 din capitolul 4. Vedeți? Mai bine de 40 de ani n-a putut umbla. Și în zilele noastre, în special între țiganii care nu au tutelă să produc minuni pe care nu le poți gândi. Să naște un copil, o fetiță, un băiat și tata sau mama îi suce un picior, îi suce o mână. Și apoi, sigur, copilul plânge, dar se vindecă la un moment dat așa. Și ei, cu aia, face bani. Nu știm ologul ăsta, n-a contribuit nimeni la orologirea lui, cuvântul scrie că din naștere a fost așa și acum trecuseră 40 de ani de viață și el era dus pentru câștigul familiei. În fiecare zi, la templu, pus la poarta frumoasei. Am văzut una ca asta în Sibiu. Un băiețaș, ca de 8 ani, pus pe o mică cârpă acolo, adunat grămadă să topeze pata sui el și el stătea acolo și cerșea. E la împăratul romanilor, un pic mai încolo, cu mercătării. Piața Mare, pe dreapta, că pe aici trece multă lume. Îl văd într-o zi, îl văd în două, într-o zi mă duc la el. Mă, copile, eu nu te mai pot de aici. Eu te iau de aici și te bag la azilul de orfan, mă. Hai, scoală-te să te duc acolo. Băi, s-o scula copilul și așa a fost și mă. Până aici era, nu știu cum, picioarele lui. Dar acum știi cum a fugit? De numărul 1. Că el era pus de părinți acolo ca să facă bani. Sunt multe de felul ăsta. Mulți pentru bani ologesc. Mulți pentru bani sunt ca ologii. Am mai văzut una, tot acolo, la Sibiu, eram și era o fată care, datorită faptului că nu s-a îmbălitat, a nebunit hormonii noștri ca mintea, cum se întâmplă la multe persoane, fete, băieți care nu se mărită la vreme, hormonii macină și strică mintea. Și ea nebună, cum era, vine câteodată la noi, la adunare. Dar e curță, săracă, de nu puteai sta. Și vine și s-a așezat lângă amvon. Tu, Angela, du-te acolo între femei, mai în spate. S-a dus mai pe ultima bancă, acolo era o soră scumpă, de altfel. Aia nu putea să ferie mirosul ăla grozava ei. Și tu,
Toate de aceea și nu știu ce. Asta e trântă un pumn aici, în șol. Cum i-o dat pumnul ăla, cum ai fi băgat un piron? De-a deștere e piciorul, când sunt spital. Duc la ea, ce-ai făță, Doamne? Nebună aia atâți. Când mi-o dat una, n-am mai putut umbla lui și am ajuns în spital. Să mai întâmplă și din astea, vedeți? Ei, acum, noi am venit din țara noastră aici. Fiecare când a venit, a venit cu un gând și mulți îmi povestesc că au avut câte o prorocie, te duc într-un loc, acolo am de lucru cu tine. Și ca la Portland, în adunarea mare, vreo 80 de ordinați stau pe bănci. Când să le mai vie rândul și lăia să predice? Nu? Dar hărnicuți s-au apucat de căs, s-au apucat de bișnițuri. Dacă i-ai pune, cred că mulți din ei nici nu mai pot predica. Cu o vacă pe care nu o mulci, stătească. Așa și cu predicatorii. Dacă azi nu predică, mâine nu predică, după aceea nu mai pot predica. Acum vedem aici o minune mare. Petru și Ioan. Dar Petru și Ioan îi găsim în multe locuri tot amândoi. De ce? Petru avea un dar de prorocie și de descoperire, dar aspru. Și eu am întâlnit, era Susana de la Hiria, pe când prorocea la cineva, i se îngroșea limba în gură la om și pleca dinaintea ei ca lovit, ca bătut. Așa pățând, de exemplu, Pavel, când a fost cu unul din vinere acolo. Păi când a plecat de acolo, a plecat ca răniți de moarte. Așa are câte unul prorocia. Așa era Petru, aspru la prorocie. Ion era invers. El te purta cu prorocia prin cer. El îți vorbea lucruri minunate. Și așa că s-a admirat darul din unul la celălalt, să țineau de olantă. Tot mereu erau la olantă. Tot mereu. La poarta frumoasă la olantă. Bătuți la olantă. În închisoare la olantă. Eliberat de înger la olantă. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și după aia în templu, la predică, iar erau împreună. Ei umblau la olantă. Mare apostol. Slăvit să fie Domnul. Amin. Că a fost așa oameni pe pământul nostru care i-a lăsat pilde. Ei, sosesc lângă olog. Și ologul întinde mâna și le cere milostenie. Că vezi, la olog aproape nimeni nu-i spune, îți dau atât, atât, ei așa pe ascuns și pun acolo, care cât îi lasă. Dar numai vreau să știți și asta, că cerșitorii sunt cei mai bogați dintre oameni. Ei nu lucră, dar adună mulți bani. În New York, la moartea unui cerșitor s-a publicat în ziare, și în Canada s-a publicat în vremea aia, eram aici, cine-i rudă cu cerșitorul cu tare, din intersecția cu tare, să vină să-l îngroape și toată averea i-o tracem pe numele lui. S-a făcut de 3-4 ore anunț în ziar și cum s-a făcut și după aia s-a anunțat în data de serviciul de mormântare a cerșitorului cu tare și toată averea lui de 1.200.000 de dolari va trece în caseria primăriei, că primăria îl îngroapă. Nu, cine s-a gândit la un cerșitor care stă toată ziua acolo că are 1.200.000? Vedeți? Cerșitorii nu tot să-ți dea, îi da milă. Îl întreb dacă e plământ și dă-i un sandwich. Dar nu-i da bani, că nu știi.
câți bani are el și tu n-ai nici un step decât el. Nici ăsta nu spune câți bani avea, dar cerșea milostenie. Petru și Ioan plini de puterea lui Dumnezeu. Iisus era în ei. Așa zice ultimul verset din Marcu, de la Evanghelia lui Marcu 16, că apostolii predicau pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțau. Adică semnele îl însoțesc pe Iisus. Dacă Iisus este în tine, se produc semne. Dacă Iisus nu este în tine, nu se produc semne. Atunci Petru, ca și Ioan, zic, uite-te la noi. El stătea cu capul cam aplecat, cu mâna întinsă. Ridică cap, uite-te la noi. Să uită la ei. Argint, aur, noi n-avem, dar aveau ceva sigur. Ce avem, îți dăm. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, îl prinde de mâna dreaptă, scoală-te și umblă. Dintr-o săritură a fost sus. Și apoi sărea, preamărea pe Dumnezeu. Și tot norodul era plin de uimire. Dragii mei, semnele să petrec cu oamenii care ascultă de Evanghelie. Dacă n-asculți de Evanghelie, nu te aștepta să vezi semne. Dacă nu știi să trăiești în postul și în rugăciune, n-aștepta să vezi semne, că n-ai să le vezi. Tu trebuie să trăiești ce-i scris în Sfântul Cuvânt și Iisus trăiește în tine și vezi semne. Vezi semne. La adunare vine o fetiță, avea, cred că, 7 ani. Și fără batic, acum așa e moda drăcească, fără batic, vine la adunare. Avea o mentiță subțirică și o rujă pe atâta legată de mentița aia. Vanciu, cum e el, n-a fi ce lucra, dă mâna cu fetița, dar tu ești pocăită? Da. Păi de ce n-ai pe cap batic? Mama a zis că doar eu nu-s babă. Adică mama ta-i de bani. Și dacă dă de o boală mama aia, să vezi cum se roagă pentru fetiță să se vindece. Dar e destul dacă n-asculți de Evanghelie ca copilul tău să nu se vindece. E destul asta. Vine un băiat cu pantaloni din ăștia tot greu. Se vedea genunchele gol, se vedea și de aici deasupra, de genunche gol. Vanciu îi cam prinde, așa stă în vol un pic. Ce-i făcut rupturile astea, domnul, vii din război? Cine ți l-a cumpărat? Mama. Păi de ce? Așa e moda. Dar pocăiții trăiesc cu moda sau cu Hristos? Întrebați-vă bine. Dragii mei, dacă Petru ar fi avut pantalon rupt pe el, s-ar fi vindecat o locul? Întrebați-vă bine. Nici cum. Pentru că Dumnezeu se uită la noi, cum ne îmbrăcăm, cum servim pe Domnul cu banul nostru, cum trăim viața de rugăciune, cum trăim viața de post, cum trăim viața de relație familială și unii cu alții. Păi adunarea celor de aici, ne scrie Sfântul Cuvânt, erau toți o inimă și un gând.
nu se certa, nu se dușmănea, nu se clevedea unul pe altul. Și de aceea și rugăciunea lor putea fi comună și să ceară lucruri minunate. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Apoi dacă fata mea ar fi venit la dumneavoastră sau în altă biserică cu fusta mai sus de o palmă, ați mai fi ascultat predica de la mine? N-ați mai fi ascultat-o. Ați fi zis, mă, dacă Hozan nu e în stare să-și chivernisească casa lui, apă ce să mă învețe el pe mine? Nu? Dar harul lui Dumnezeu a făcut ca toți cei 8 copii ai mei să slujească Domnului până azi. Alții au un copil, 2, și nu-i poate mai crește. Când e la 15-16 ani, se duc în lume și nu-i mai prins. Păi de ce, mă? A fost Hristos în tine? A fost Hristos în viața ta? Păi copiii poți să naști câți vrei. Sau te încrezi în Domnul și naști cât îți dă Domnul. Dar principalul e ca niciunul din ei să nu îngroașă rândurile satanii și a lumii, ci tot să rămână credincioși în Hristos. Femeia va fi mântuită prin nașterea de fii dacă aceștia, fiii ăștia, vor stărui în credință și într-o stare cerută de Biblie. Dacă nu, nu-i garanție. Oricum, mântuirea nu vine prin fapte, vine prin credință și o dă Hristos. Dar o condiție și asta. Tot ce naști, să naști pentru Hristos. Tot ce crești, să crești pentru Hristos. Tot ce hrănești, să hrănești pentru Hristos. Căci Hristos a părăsit slava, a părăsit gloria, a părăsit lumea arhanghelilor și a îngerilor și a venit la noi păcătoși de noi și a luat asupra lui povara păcatelor și a nelejuirilor noastre și a luat asupra lui boalele noastre și în numele lui noi câștigăm har după har. Mărească-i să numele, în numele Lui care a fost răstignit pentru noi, noi căpătăm zilnic binecuvântări după binecuvântări. Mărit să fie Domnul! Bă, ce minunăție! Ce minunăție! Să împarte El grija mea! Pă cum e asta, mă? Eu un verme, eu un om așa de simplu și El îmi poartă grija. Nu mă strigă Duhul Sfânt, pregătește-te pentru călătorie. Trece un frate pe acea duminica aia la altă, pe la Kitchener, numai ce venisem dintr-o călătorie și spune, frate Hozan, eu am văzut un bilet de România pe numele tău, trebuie să pleci în țară. Mă? Să plec în țară va trebui să întind de cineva o funie peste ocean. Cum să mă duc? Apoi îți va întinde. La 2 zile sună pe SIDA. Un frate dintre Lugoș și Timișoara mi-a băgat în cont $1,000 ca să scoți bilet să vii la ei. N-auzi, mă? Păi Dumnezeu-i purtătorul de grijă. Glorie Lui! Altădată strigă Duhul Sfânt printr-un frate la un cerc de rugăciune. Bărbatule, pregătește-te de drum! Ies afară sora Florică Cătană, pe mașini, cum vorbește ea așa, foarte frumos. Frate Hozan, vrei să mergi în țară? Vreau. Apoi când te duci? Nu știu.
No, pe cum te duci și nu știi? Așa, eu mă duc unde nu știu și când nu știu. Dar mă duc. Păi, sora Florica, ai auzit porunca de la Duhul Sfânt? Da, de-aia te-am întrebat. Dar poți să fii părtașe? Apoi, nu știu să întreb pe soțul meu. Bine, era bine seara. Până marți să-mi dai răspuns. Marți dimineața sună să vii la birou. Mă duc la birou acolo, nu puteai intra. Era fază acolo. Îi spui pe cine caut, sună. Și aia spune să mă lasă, să intru, vine pe furile alea de intrament. Ai sosit, frate? Da. Nu, hai la soțul meu. Avea un birou, ce să spun, cât e de acolo, de la banca de după stâlp, așa cu curs până aici. Și el stătea acolo. Florică, ușez acolo. Frate Hozan, ușez acolo. Nu rânduiește el. De ce ai venit, frate Hozan? Că ți-o fi spus ora, nu? Vrei să pleci în țară? Da, pașaport. Dau pașaportul, dă telefon, face copie la pașaport, îl trimite și mai stăm un pic de vorbă, de când până când. Îi spun cam cum aș vrea. Imediat sosește biletul. Dar măi, frate, știi când sosesc în țară, toți săracii vin la mine, toți strângă, păi mă trimiți cu mâinile goale? Florica, tu te avea cecul ăla cu copil gale. Se duce și aduce cecul ăla, frate, imediat 20.000. Bine? Bine, mă, dar nu-i chiar bine. Că eu mă rog tot pentru un biluom, tu îmi dai 20.000. Numai atâta îți dau, altă dată, acum gata, numai. Domnul să vă binecuvinteze, am plecat în țară. Slăvit să fie Domnul. Amin. Deci, există așa ceva, o legătură între cer și pământ, cum nu te poți gândi. Totul e organizat de Dumnezeu. Și aici, Dumnezeu a organizat și le-a pus în inimă la Petru și la Ioan să meargă pe poarta asta, care se cheamă frumoasă, dar templul avea 12 porți, putea merge pe care vrea. Dar nu, pe asta s-o dus. Și aici era ologul, aici era interesul lui Dumnezeu, glorie lui. Argint, aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Și s-a sculat ologul în picioare. Ai, ce minune mare! Dar ce era baie? După ce îi năcăjesc cei mari preoții și așa mai departe, îi bagă și la pușcărie. Când îi bagă la pușcărie, după o minune, urmează alte minuni. La pușcărie e sigur că s-a rugat acolo și ce să fac în toi de noapte. O înger a Domnului vine și îi scoate de acolo. Și ce le poruncește? Să mergeți în templu și să vestiți norodului cuvintele vieții acestia. Mare lucru! Ce viață? Viața asta de pe pământ? Nici de cum. Vieța aceștia se refera la viața în Iisus. Să-L vestească pe Iisus, să vestească învierea. Mare preot, căpitanul templului și saducheii, care nu credea nici în îngeri și nu credea nici în înviere. Acum sunt puși față în față cu o minune. Trimit pe apros să-i aducă pe apostoli. Când se duc prin aia și le spune, măi, temnița am găsit-o închisă și păzită cu toată grija, pasnicii stăteau în picioare la ușă. Dar când am deschis în lăuntru, n-am găsit pe nimeni. Vine altul imediat. Oamenii pe care i-ați închis aseară, vestesc în numele lui Iisus în templu.
Opa! O Kuman, voi sabe o que care ziceți că nu-i înger? O înger îi scoate afară pe ăștia. Voi care ziceți că nu-i înviere, ei vestesc pe Iisus cel înviat. Și Iisus cel înviat știe tot Ierusalimul de acum că a înviat. Ați umplut tot Ierusalimul cu propovăduirea voastră și ne puneți nouă vina că noi l-am omorât. Și Petru zice, da, el era piatra lepădată de voi zidarii, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. El e Iisus pe care voi l-ați dat în mâna celor fără de lege și l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat! Mărească-se numele Domnului! Amin. Și în numele Lui să fac minunile! Glorie lui Iisus! Amin. Ce minunăție! Și noi suntem chemați azi la fel să vestim viața în Iisus. Dar putem să o vestim numai dacă o trăim. A lui Dumnezeu să fie slava. Amin. Dacă o trăiești viața în Iisus, propovăduiește-o. De nu trăiești viața în Iisus, trage fermoarul. Că n-ai după ce, că nu lipește, nu se leagă de om. Iisus e viu. Amin. Iisus e viu. Amin. Și noi trebuie să fim vii. Doamne. Și nu vii că, na, Dumnezeu m-a păstrat viu până în anul ăsta. Mărească-i să numele. Amin. Dar viața asta putea să se termine de mult sau mai putea ține 20 de ani, știu eu cât, dar nu mă interesează asta. Mă interesează să fiu viu în Domnul. Amin. A lui nume să fie slăvit. Amin. Am fost în Germania de 2 ori și prima dată când am fost, au auzit mai mulți, mă rog, au venit o amărâtă de femeie ortodoxă din Elveția cu un copilaș mic, nu știu cum o fi mânat ea atâta mașina, dar ea era muncită de un demon mare. Când a intrat pe ușă, predica un frate. Duhul ăla din ea străga într-una, blastă-mă-l, s-a muțască să nu mai predice, blastă-mă-l. Tot a ținut, da, Duhul ăla îi vedea ghet. Și la urmă o gătat el predica, am vorbit eu puțin și am chemat la rugăciune. Păi când a fost vorba de rugăciune, păi s-a manifestat Duhul ăla. Chipul i s-a schimbat, ochii nu mai era a ei. Avea ochi, gândeai că e de sticlă. Și dădea cu mâinile în oricine și urla și făcea rele. Am prins-o de mâini și am porucit în numele lui Iisus Hristos Duhul ăla să o părăsească. Și după o scurtă rugăciune, Duhul ăla a părăsit-o. Este terminată. Oare ce-ai fi făcut? Dar nu te mai interesa ce-ai făcut. Pară-ți bine că te-o salvat Dumnezeu. Și plângea, dar mulți din adunare au fugit afară când au văzut așa ceva. Dar au venit înapoi să minunat de ce-o lucra Domnul. Acum, numai de... Nu-i 3 săptămâni, 2 săptămâni și ceva de când iar au fost în Germania. Și la rugăciune vine o familie din Italia, cu o fetiță de 11 ani, nu putea mânca nici o fărâmă de pâine. Nu știu cum îi zice la boala aia. Pâine, ceva din grâu, nu putea să mânce, Doamne, că avea mari dureri. Și acum eram 3 ani și ne rugăm toți 3 și pentru ea și pentru altul. Dacă ne îndepărtăm de ea, tată să o face să ea să strâmba capul, durea greu burta, îi las pe ea lanț și întorc la ea.
pui o mână pe capul ei și una pe stomacul ei și poruncesc în numele lui Iisus eliberarea și Duhul ăla de boală să fugă de la ea. Măi, minune! S-o liniștit! Ăștia, fiind mai mulți, au comandat pizza. Au dus acolo multă pizza, erau mulți. E și flămândă și mirosa tare pizza făcută în fel și chip. Măi, două slice-uri din alea de pizza mâncă fata și nu mai are nimic. Mărească-se Domnul Iisus Hristos. Pe loc o vindecat-o Dumnezeu. Apoi două, trei zile oriunde eram la adunare, vinea și părinții cu ea acolo și depunea mărturie. Dragii mei, avem nevoie de Iisus. Amin. Și avem nevoie ca El să locuiască în noi. Amin. Ca la Petru și la Ioan. Ce minunățărie! Ce avem, îți dăm. Tu trebuie să fii sigur că Dumnezeu din cer te ascultă. Rugați-vă cu credință de plină. Și dacă aveți un păcat care vă condamnă, mărturiseți-l și lepădați-l. Și cereți putere de la Dumnezeu. Am cântat o cântare, fă Doamne inima mea, ca să fie ca ta. Așa să facă Dumnezeu, că poate. Și eu odată am văzut că lucrul pe care îl fac nu-i bun și păcătos, nu trebuie să-l fac, dar pare că mă fura. Ziceam că nu, dar iar ajungeam la el. Măi, am strigat către Dumnezeu. Și când am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu a răspuns în mila Lui. Mi-aduc aminte și acum. Te-am iertat și te iert și de data asta. Dar nu numai că m-a iertat, mi-a schimbat tot ce ducea la așa ceva și în veci nu mai venit. Mărit să fie Domnul! Amin. Dumnezeu are putere asupra trupurilor, asupra gândurilor, asupra simțurilor. Dumnezeu ne-a creat, suntem ai Lui și mâna Lui are putere. Dar nu sta o loc, mă, pus de altul. Nu sta acolo, mă, mișcă-te! Mișcă-te în numele lui Iisus. Nu stau un loc pentru bani. Nu stau un loc pentru nu știu ce. Nu-i destul slujba asta pe care o faci. Avântă-te în lucrul lui Iisus. Păi nu stau un loc că te-a lovit unul cu nebunia lui. Ca pe aia, l-a băgat în spital. Vai ce mi-a zis, vai ce mi-a făcut. E spre binele tău, mă. O ceartă-i bună, un pic de mustruială-i bună, mă, nu te plânge de ea. Să știi că în urma ei vine o binecuvântare. Gloria lui Iisus Hristos. În urma ei trebuie să vii o binecuvântare și vine. Dar tu să fii în stare să mulțumești. Să mulțumești și iar să mulțumești. Știți Psalmul 50, nu? 14 și 23. Cine aduce mulțumit ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, ăluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Deci cu mulțumire și cu respect pentru Iisus, să nu ne întristăm pe Iisus. Atunci merem bine pe cărare. Nu facem așa, nu merem bine pe cărare. Fraților, am venit din dragoste și se poate întâmpla că unii va zice, da, asta e dragoste, că de când ai început numai de tot mustrulești. Din dragoste, măi, din dragoste, că eu vreau cu dumneavoastră, cu toți, femei și tineri și fete și băieți, să ajungem în Rai. Măriți să fie Domnul. Amin. Și calea către Rai e calea îngustă, nu e calea lumii.
tot ce ține din lume zvârliți la o parte și adaptați în voi, în familiile voastre, în copiii voștri, tot ce scrie Sfântul Cuvânt și veți fi binecuvântați. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Dar scoală-te, o rogule, scoală-te la lucru. Am fost în Udine și vine la mine un frate așa de voios, el în țară focontabil. Și pace, frate, Hosan, și mă strânge. Și... Să știi, frate, zice, că Domnul m-a pus la treabă. Acum te-a pus la treabă. Deci am plecat în România și acolo a luat un frate care m-a purtat. Și am zis să merg la Timișoara, unde a fost Codreanu, pe acolo am crescut în biserica aia. Când m-am dus acolo, la Anvon era un negru. Am zis, nu, lasă-mă în pace, căsături de negri ăștia peste tot dau de ei. Hai să plecăm. Ăla zice, nu, eu vreau să-l ascund. Am avut ce face. Am stat și eu. Când a fost la gata, negru s-a dus la birou și mereu pe câte unul. Eu n-am vrut să mă duc. Vine păstorul Ștefan ăla și îl ia de braț. Hai mă la rugăciune acolo. Lasă-mă în pace cu negrii voi. Mă, hai mă la rugăciune. Și îl silește. Când îl trece pragul, în birou unde era negru, ăla se întinde mâna și pune mâna pe el. Bărbatule, tu n-ai vrut să vii aici, dar eu am să-ți comunic ceva. Tu nu lucri nimic pentru mine. Când te duci înapoi, să cei de la păstorul bisericii voastre să-ți dea de lucru, să faci și tu ceva pentru mine. Măi, zice, am rămas în lemnit. Când am venit, te-am spus la Iacob, surd, Iacob, e păstor în Udine. Băi, frate Iacob, uite ce-am pățit. Păi, mă, de ani de zile te-am rugat, mă, nu vezi că n-avem oameni și la culectă, nu știe să facă ăsta acolo, să numere banii, să pună unul pe unul, 10 pe 10, mă, nu știe, uite. Și tu, de meserie, totdeauna mai refuzat, lasă că se tanță. Acum te rog să iei în primire lucrul ăsta. Tu să fii șeful la ușieri, la adunarea colectei și să văd când faci numerotarul așa cum trebuie, la bani. Și așa am făcut și atât azi de vesel că lucru și eu ceva pentru Domnul. Gândește-te, frate, soră, ce lucri tu pentru Domnul? Nu stau loc. Că ăla mi-a zis așa, păi eu nu mai, păi ăla mi-a zis, păi eu mă retrag, ăla, bă, nu e așa pocăința. Pocăința e să te faci luntre dacă trebuie, sau punte dacă trebuie, și alții să calce pe tine și tu să mulțumești și să slăvești pe Dumnezeu, numai să-i vezi pe alții că trec de partea aia la altă, cum a zis Iisus. Mereu după el, multe noroade, capitolul 8 la Matei. Mereu după el, multe noroade. El s-a înturnat spre ei și a zis să treceți de partea cealaltă. Și nouă ne strâng așa, să trecem de partea cealaltă. Aici îi chin, îi necaz, îi neajunsuri, îi lipsuri. Aici îi boale, aici îi certuri. Să trecem și noi de partea aialaltă, că de partea aialaltă e Domnul Iisus, de partea aialaltă e Duhul Sfânt, de partea aialaltă e bucurie în Duhul Sfânt, de partea aialaltă e pace, de partea aialaltă e neprihănire. Să trecem cu toți de partea aialaltă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar nu mai stați orojiți, că de lucru vai cât este. Fă-ți două, trei suplete pe lângă tine și adună pentru un sărac ceva și un lucru pentru Domnul. Adună
pentru biserică ceva și un lucru pentru Domnul. Fă tot ce poți ca Iisus prin munca ta, prin prezența ta, prin vorbele tale să crească în frați și să ajungă la statura de om mare fiecare frate și soră. Doamne Iisuse, mântuiește-ne, ajută-ne și ține-ne la brațul Tău. Amin. Amin. Scumpi frați, dacă cineva crede că e chiar lovit și ologit, ridicați o mână acolo unde sunteți și ne rugăm și Dumnezeu să vă ia pe inimă apăsul, să vă ia pe inimă povara și să presăltați de bucurie că avem un Mântuitor binecuvântat în vecilor vecilor. Amin. Amin. E Iisus care îți ascultă ruga. E care v-a lovit în suflet acolo, primând. Și aici mai sunt, mă. Păi știi ce? Hai ne ridicăm cu toți în picioare și ne rugăm pentru sufletele astea care să stea cu mâinile ridicate și Dumnezeu să le repare inimile și sufletele. Părinte prea